M-am apucat de fermă, lucrez mai demult, dar din 2008 și am avut un proiect și de atunci în familie lucrăm împreună, avem și teren și animale care lucrăm. Și lucrăm împreună în agricultură, produse lactate, ne ocupăm, facem caș, telemea. Carne afumată, de exemplu, de la... Mușchi de vită afumat, mușchi de porc afumat, face și brânză, smântână, vinde lapte proaspăt, iaurt, ce se întreabă? Cum e bine de plecat, dar tot e mai bine acasă. La un moment dat lucrăm, dar suntem acasă lângă copii. Atunci pleci în afară, tot cu copii, nu reușești să strângi nimic. Aici, în România, pe faptul că facem și un pic de grădină, facem și un pic de legume. Așa avem suficient. Dacă ești mulțumit, avem suficient. Avem și întreține. Cum am început? Am preluat ferma de la taică-miu, părinți. Taică-miu s-a ocupat înainte, avea animale. Și... a rămas noi. Văzând că sună, trăiește din asta, am continuat. Sperăm să ne mai dezvoltăm un pic. Deci e un pic greu pentru aici să stăm într-un loc strâmb. Ne gândeam să ne excedem un pic și să facem în câmp undeva o mică fermă mai performantă, cu un graj mai performant. Dar gândeam dacă vom putea accesa niște fonduri ca să reușim, că altfel noi facem bani să ne întreținem. Dar ca să te poți dezvolta, cu banii tăi proprii nu reușești. Deci câștigi să ai cu ce întreține, să ai copiii la școală, să fie așa, dar să poți să te dezvolți, să faci o fermă mai modernă, nu reușești în proprii. Atât, doar dacă mai ai niște fonduri, atât. Să pun 50% să mă îndatorezi mult. Chiar de teoretic îți dă 50%, sunt prea mari cheltuielile ca să reușești să faci o fermă modernă. E vorba de 100.000 de euro, două, să împrumuți la bancă 50.000 de euro, te faci dator pe viață. E mult. Dacă le-i dragă munca, s-a pocit fermă. Că merge. Ai cu ce întreține familia, dar doar trebuie să știi că dacă ai fermă, ai și treabă. Ai și produsele tale lactate, bio. Dar poți mânca mai sănătos, facem produse naturale, adică noi toți facem cât mai natural, cât mai bio, pentru că avem și consum propriu pentru noi și rest o ne valorificăm ca să avem și în îndrețenie. Dar să nu faci fermă, să te apuci, doar să faci bani. Trebuie să-ți fii și drag. Dacă nu să-ți dragi animalele, nu asta, nu reușești. Adică trebuie să îmbini și cu... să-ți placă ceea ce faci. Și atunci... e bine, că la orice, dacă nu ți-i dragă meseria, nu te-a bucat, că nu iese. Am copii care le place, am fata la liceu, care îi place și dacă o să le placă copii și așa, sper să fac o fermă modernă, mai automată, ca să mai ușurăm din muncă. Cresc copiii un pic mai mari și atunci că oameni nu reușești, doar în familie e cel mai ușor. În familie reușesc să te dezvolți, altfel nu.